Ai, tu. Să continuași smash. Smash dacă închizi gura. Închisă. Gata, smash. Și nu mai deschizi, Bianca. Niciodată. Smash. Sigur sau doar cu Dori? Smash. Ți-o aduc pe Dori dacă... Acolo e smash-uri dacă vii tu și Dori. Pas. E, hai. Stai liniștit că oricum n-am încredere. Smash. La mini pas la toată lumea. Pas. Smash. Cum era să zici pas? La Xenia. Oh, ai fi sincerat. Era smash înainte, acum e pes. Drăguț. Bravo. Hai, George. Ia să zic că smash-o tot. Pes. Da, da, smash, dau și eu smash. Așa. Să fie reciproc. Pe datorie, da? Pe datorie, bineînțeles. Hai că vedem noi, vedem. Opa. Nu sunt băiat drăguț. Pes. Superb. Dar tu ești nevastă lui Jack Sparrow. Pes. Yes. Mai vrea să ții la puțin. De ce pes la ei? Eu? Pe atât. Băi, real vorbim de o fată frumoasă. Alexandra are smash din partea mea. Un băiat sincer aici. 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 Mă și Bianca, o fată frumoasă. Bun. Păi spune ce. Dar nu pot să o mai văd într-un fel, nu știu. Ea e frumușică și e o fată foarte de apreciat. Mulțumesc. Apreciez. Dar ca și soră îi dau smash, că e sora mea. Dar nu poți pe sora ta smash. Pe sora ta. Eu nu. Xenia e o fată foarte frumoasă și are smash. Maria nu e genul meu. Nici a tău. Aia zic. Nu e potrivim, e ok, pes. Am zis Bianca că e smash. Mai toate dacă e vrea. 10 ori, da. Iar la mine e pas. La Larisa e Mary. Da? Oh, da. Vorbești serios? Yes. Nicoleta, ca să vadă că sunt băiat și că o apreciez, că e drăguț, să-i dau și smash. Mulțumesc. Plăcere. Felicitări, băieți. La Robert trebuia să-i faceți. Păi și noi trebuie să zicem. Da, Robert ar fi interesant. Să zicem, da, Robert, vrem la Robert. Stai că e Sorin primul. Da, Sorin. Eu știu că nu știi. Smash. Intrigă. La fel după Radugan. Schimbat. Love, Mary. Toate alea. Pentru iubita mea, bineînțeles. Alege, Sorin. A ales deja. Eu cred că tu ești cea care trebuie să culeagă. Eu am ales de mult deja. Aștept. Îți dea și din ce o culezi el? Kinga, ce să mai? Smash. Tu pe toate smash în afară de mine, serios? Păi am văzut trei fete. Te roade, Bianca? Ei. Maria? Am făcut. Am zis că-i stau de naș, deci smash, da, știi. Smash. Ce aveți, top excel? Nu cred că de aia. Larisa, fată bună, prietenă, smash. Thank you. Păi de aici nu-i de prietenie. Alexandra. Oh, crazy. Așa, ca prietenă, smash ei, că-i fată ok. Ce? Deci smash. Nu mai e mie. Am înțeles. Cred că s-a pierdut din noțiune. Mai faceți încă o dată pe mine și Sorin în aceeași ipostază. Doamne, zici că... Ce vrei, Bianca? Vrei și tu smash? Da. Vai, smash și lui Bianca. Tu ai strâmba Alexandra. Mai strâmb că vreau. E că pot. Ia zi, Andrei. Deci, smash la frumusețe, restul pas. Da, aș putea spune același lucru, sincer să fiu. Da, aceeași chestie, smash, că ești frumoasă, pas, nu avem nicio compatibilitate. Da. Dar de ce te simți prost? Iar ți-am zis că ești frumoasă. Smash, repet, la frumusețe, pas, nu m-aș potrivi. Da, că tu zici că ești frumoasă. Mega smash. Mega smash.
Da. Asta era super smash, așa era asta, da, în sub. Pas. Steluța. Pas, n-avem nicio treabă unul cu altul. Nu suntem genul unul altuia, mai departe. Mare vot. Mergi cu plus pentru că e o fată și frumoasă și cu caracter și iubita lui Johnny. Thank you. Iubita lui Johnny. Pas. Asta, măi! Cam atât, pas. Le-am zis pe toate fetele, nu? Sau mai e cineva? Nu. Și Robert, îl vrem pe Robert. Da, Robert, vedem să vedem ce... Giga smash. Hai zi așa, Robert, că poți. Alexandra. Big. Le iau din stânga în dreapta? Da, Alexandra. PES. Anu, stai. Aha, smash. E super tare, Larisa. Thank you. PES, am zis. Asta e din orgoliu. Logic. Smash. Logic. PES. 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 Smash dacă... Smash. Ce se întâmplă? Smash, smash, smash. Bibi. Deci, Robert, ai pe cineva în casă care te-ar interesa. Tu și da, Kinga. Tu, Larisa. Hai, ce frumos sunt amândoi. Măi, am mare veri la mine, măi. Da, parcă da? Se amândoi pe canapea și stau unul lângă altul. Mm-hmm. Am zis? Frumos și rău. Mai vreau să aud o dată. Da. Lasă mai că poate vine o fată nouă și ești pentru Robert cineva. Radu, trezire. Dar? Tu de ce să dormi și azi să vorbească? Cum nu poți permite așa ceva? Vezi, da. Ne certăm înainte să plec? Dar unde plec? Nu pleci în cărtu, cred că n-ai înțeles. Bine, bine, lăsați că vorbim noi. Degeaba vorbim noi, Larisa, dacă publicul nu te vrea afară. Degeaba voi puteți noi. Să mă votați ca să văd dacă poate publicul chiar mă vrea aici sau nu. A, și dacă publicul chiar te vrea... Ce să le cer atunci publicului dacă văd că sunt susținută să nu mă mai voteze? Am înțeles. Și dacă vine o fată nouă și vine pentru Ionuț, nu te roade puțin? S-ar bucura, a spus, așa a spus. Eu m-aș bucura, mai poate își găsește persoana potrivită ca caracter, ca virgulă, pardon, caracter, acțiuni pe care le face fata să fie pe placul lui. Nu zic bine. Hai, ziceți că nu am dreptate. Ba da, chiar ai dreptate, eu îți dau dreptate aici. Spune, domnul lider, nu am dreptate. Ba da, ba da, ba da. Foarte mare. În fiecare zi te întreabă, Larisa. Maria, ai renunțat așa poate ușor la inel? Poftim? Că ne-am dat dintr-una într-alta și tot n-am aflat unde e inelul. Chiar unde e inelul? Păi aștept mâine în gală, am zis. E una manetă aici pe crângaș. Păi și dacă nu o să aibă inelul? Și dacă nu o să fie mâine în gală? E la păstrare. Cum? Nu mai vorbesc cu tine. Adică în asta stă... Ce? Da, în asta stă, pentru că ai pierdut inelul, frate. Dacă ținele, aveai grijă de el. Că erau aiurea, aiurea ai făcut. Aiurea, așa ai. A fost scump? Serios? Poate însemna ceva pentru ea. Păi, George, promit că mă duc eu de unde și l-o lua de astăzi. Dar nu zice că l-ai pierdut. Dar cine? Era scump? Genera... Nu era scump. Măi, vă zic eu de unde și l-o lua. A, păi și poți să mai găsești pufluri de repede. I-am promis că nu o să-l pierd și asta e, nu? Erau de aia de la pufluri. Erau de aia de la pufles cu surprize? Asta e atunci, te mai țin așa, cât mai pot, până o să trebuiască să spun că l-am pierdut și... Vezi, mâinile aduci. Vorbesc mâine serios. Mâine să nu uit, dacă poate... George, dacă n-al aduci, te votăm. Fix de-a dracu, nu-l aduc. Adul. Îl aduc mâine, normal că l-aduc. E serios. Da. Măi, Radu. Da, văd când te bagă seama așa. Alo. Dar chiar, de ce vorbești cu Xenia? Nu, mai, ca și când se trezește când... Da. Radu, dar tu când o pupi Xenia, o pup cu ochii deschiși? Poftim? De ce o pup cu ochii deschiși? O pup și cu ochii deschiși. No. Aici, când ai venit, atunci ai făcut provocarea, tu pupai și te uitai, nu știu, la mine, Radu. De ce te uitai? Unde te uitai, la Kinga? La voi.